Vase. Lăudat să fie Iisus Hristos. Ucernici părinți, iubiți credincioși, bine ne-am regăsit la cea de-a șaptea meditație din seria de predici quadragesimale propuse pentru acest an. În această seară vă propun să medităm asupra misterului trădării lui Iuda. Cine este Iuda? Și ce a însemnat gestul său de trădare? Există oameni care îl urăsc pe Iuda, dar există și oameni care încearcă față de Iuda o binevoitoare înțelegere, văzând în el mai curând o victimă a unui, să spunem, proiect măreț. Cine este așadar Iuda și ce înseamnă gestul său? Vă invit în această seară pe toți să medităm asupra acestui subiect pentru a face puțină lumină în părerile și opiniile care sunt frecvente la atâtea persoane despre Iuda. Atunci când vorbim despre Iuda, trebuie să știm de la început că avem două surse din care noi ne-am formulat părerea noastră comună. Pe de o parte există sursele nebiblice și pe de altă parte avem sursele biblice. Dintre sursele nebiblice, eu aș dori să atrag atenția asupra două surse care sunt oarecum relevante. Prima este așa numita Evanghelie arabă a copilăriei lui Isus. O scriere apocrifă compusă undeva prin secolul 8 sau 9, în care Iuda este prezentat în felul următor. Se spune, trăia acolo o femeie, adică acolo unde era familia din Nazaret, trăia o femeie care avea un fiu chinuit de diavol. Acesta, pe nume Iuda, când punea diavolul stăpânire pe el, mușca pe toți cei care se întâmpla a-i sta în preajmă. Iar dacă nu găsea pe nimeni, își mușca mâinile și celelalte părți ale corpului. Și spune această Evanghelie apocrifă că mama lui Iuda l-a dus la Iisus, Iuda îl lovește pe Iisus și în momentul acela iese diavolul din el sub înfățișarea unui câine turbat. E vorba de o scriere, să spunem, cu caracter mai curând edificator, dar care nu are nici o valoare istorică. A doua scriere, despre care s-a făcut foarte multă vorbire prin anii 2000, este celebra Evanghelie a lui Iuda. Vă aduceți aminte atunci că un post celebru de televiziune a creat o adevărată isterie mediatică vorbind despre Evanghelia lui Iuda. Ce este această misterioasă, să spunem, Evanghelie a lui Iuda? Textul a fost descoperit în anul 1978 de un fermier egiptean, a fost vândut mai apoi unor, să spunem, instanțe care se ocupă, unor organisme care se ocupă cu studierea vechilor documente și s-a constatat că e un document databil în secolul 3 sau 4 al erei creștine. Dar noi știm că această Evanghelie a lui Iuda exista deja pe la anul 150 al erei creștine. Iată ce se spune în această Evanghelie. Îi spune Iisus lui Iuda, dar tu îi vei întrece pe toți, pentru că tu vei jertfi omul, adică trupul care mă îmbracă. Iată, ție ți-am spus totul. Ridică-ți ochii și privește norul și lumina din el. Iuda și-a ridicat privirea și a văzut un nor luminos și a intrat în el. Ce să înțelegem din această scriere? Conform acestei scrieri, Iisus și-a aranjat propria trădare și moarte cu Iuda. Deci îi cere lui Iuda să-l trădeze,
pentru că în felul acesta Iisus va fi eliberat de corpul care îl îmbrăca. Această scriere, în primul rând, nu este a lui Iuda. Iuda, după ce l-a trădat pe Iisus, s-a dus și s-a spânzurat, nu s-a apucat de literatură. Cartea este scrisă la peste 100 de ani, după evenimentele, să spunem, pascale, și a apărut în ambientul gnosticilor, într-o sectă numită a Cainiților. O sectă care a, să spunem așa, a reabilitat personaje biblice negative, precum Cain sau Iuda. Trebuie să știm că gnosticismul a fost o filozofie și o religie care s-a grefat pe corpul diferitor religii, a parazitat pe corpul altor religii. Și așa s-a întâmplat și cu creștinismul, unde gnosticii au preluat concepte sau persoane din creștinism și au deformat complet sensul și fizionomia lor originală. Așa se face că în această Evanghelie a lui Iuda, despre care celebrul post de televiziune cu lipsă de onestitate a sugerat că ar fi o scriere autentică, trebuie să știm că suntem în fața unui mare fals. Evanghelia lui Iuda nu are nici o valoare istorică atunci când încercăm să înțelegem cine a fost Iuda și ce a însemnat fapta sa. De aceea trecem la izvoarele biblice, adică la acele informații pe care le avem în Noul Testament și care constituie într-adevăr un teren solid pe care putem să ne construim o părere despre cine înseamnă Iuda. Și aș dori să tratez aceste date din Evanghelie în patru puncte. Primul punct. Cine a fost Iuda? Iuda a fost un evreu din primul secol al erei creștine. Era de loc din localitatea Keriot, în ebraică Ish-Keriot, înseamnă bărbat din Keriot, o localitate de undeva la vreo 20 de kilometri sud de Hebron. Putem deduce din Evanghelie că este unul din cei care l-au cunoscut pe Iisus, care l-au simpatizat pe Iisus, care au început să-L urmeze pe Iisus, până la punctul acela în care Iisus l-a ales să facă parte din cercul celor 12 apostoli. Iuda a fost cel care făcea parte din cercul acestor privilegiați, a auzit de la Iisus lucruri destinate doar lor, a auzit învățătura lui Iisus, a fost trimis în misiune de către Iisus. Știm de asemenea că era, să spunem, casierul grupului, el era cel care ținea punga cu bani și în rest nu pare să se fie evidențiat cu nimic, să spunem, față de ceilalți. Părea unul ca toți ceilalți. Punctul 2. În ce a constat trădarea lui Iuda? În preajma sărbătorii Paștelui a anului 30, la Ierusalim, evenimentele au început să se precipite. Acolo autoritățile erau decise să îl aresteze și să îl ucidă pe Iisus. Dar nu vreau să îl aresteze în public, pentru ca să nu se iște, să spunem, nemulțumire sau răzvrătire în popor. Și atunci au hotărât să-l prindă pe Iisus prin viclenie și să-l ucidă. Iar cea mai bună cale era arestarea lui Iisus în ascuns, preferabil noaptea, și cu sprijinul prețios al unor colaboratori, ca în vremurile recente în România, cum se făcea în epoca comunistă. Autoritățile iudaice aveau nevoie așadar de unul care să le indice locul în care Iisus se afla cu ucenicii noaptea, și eventual să îl indice precis pe Iisus dacă grupul acela ar încerca să fugă, de ce-i venit să-l aresteze. Ce ne spun Evangheliile? Evangheliile vorbesc despre un real târg între Iuda și
autoritățile iudaice. Spune Evanghelia, atunci unul dintre cei 12, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis, ce vreți să-mi dați ca să vi-l dau pe mâna voastră? Ei au numărat 30 de arginți. Și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. E relevant prețul acesta, 30 de arginți. Conform cărții Exodului, dacă un bou ucidea un sclav, stăpânul sclavului trebuia să primească pentru sclavul ucis 30 de arginți. Iată prețul pentru care a fost vândut Iisus, prețul unui sclav. Printre detaliile pe care Iuda le-a stabilit cu autoritățile iudaice, erau acestea, însoțirea grupului care trebuia să-l aresteze pe Iisus și trebuia să-l identifice pe Iisus printr-un semn, sărutul. Ce s-a întâmplat la cina cea de taină? Acesta este al treilea punct. Conform Evangheliilor, la cina cea de taină, Iisus începe cu o veste proastă. Și le spune acestora, adevăr, adevăr vă spun, unul dintre voi mă va vinde. Discipolii se uitau unii la alții neștiind despre cine este vorba. Nimeni nu a bănuit că Iuda va fi trădătorul. Și toți îl întreabă, oare eu sunt Doamne? Sperând ca Iisus să spună, nu. Iisus anunță că cineva îl va trăda, dar nu demască trădătorul. Dar spune un lucru Iisus prin care încearcă să-l avertizeze pe Iuda. Spune, fiul omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care fiul omului este trădat. Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. În Evanghelia lui Ioan găsim o perspectivă puțin diferită. Acolo are loc un dialog între Petru și Ioan în încercarea lor de a-și da seama cine este trădătorul și aflăm acolo că discipolul pe care îl iubea Iisus s-a plecat pe pieptul lui Iisus și i-a spus, Doamne, cine este? Iisus i-a răspuns, este acela pentru care voi întinde îmbucătura și o voi da. Atunci, întingând îmbucătura, a luat-o și i-a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon. După acea îmbucătură a intrat Satana în el. Atunci Iisus i-a zis, ceea ce vrei să faci, fă repede. Ce înseamnă aceste cuvinte ale lui Iisus? Unii au interpretat aceste cuvinte ca și cum Iisus i-ar spune lui Iuda, Iuda, nu mai trage de timp, hai, du-te și trădează-mă odată, fă repede ceea ce ai de gând să faci. Este aberant, nu putem traduce cuvintele lui Iisus în acest fel. Sensul cuvântului lui Iisus către Iuda este acesta, Iuda, a sosit timpul să te decizi, ești cu mine, ești cu noi sau ești cu dușmanul. Ceea ce ai de gând să faci, fă repede, adică decide-te în ce direcție vrei să mergi. Și Iuda a decis. Și notează evanghelistul, așadar, după ce a luat îmbucătura, el a ieșit repede. A decis, a ieșit repede. Și era noapte. Și ce noapte! Al patrulea punct, de ce l-a trădat Iuda pe Iisus? Oare l-a trădat pe Iisus pentru bani? Evanghelistul Ioan ne spune că Iuda ținea punga cu bani, că era hoț și fura din pungă. Șterpelea din avutul public al grupului. Și mai știm că pentru trădarea lui Iisus a primit 30 de arginți, o sumă mare.
Oare l-a trădat pe Iisus pentru bani? În momentul în care și-a dat seama ce a făcut și în ce situație a ajuns Iisus, Iuda le-a aruncat banii înapoi în templu și s-a dus și s-a spânzurat. Atunci, de ce l-a trădat Iuda pe Iisus? Oare pentru că a fost predestinat să facă acest lucru? Oare pentru că Dumnezeu l-a rânduit pe Iuda să îl trădeze pe Iisus? Unii interpretează unele cuvinte din Noul Testament oarecum în acest sens. E vorba de cuvântul lui Iisus din rugăciunea sa, care spune așa: Tată, cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în numele Tău pe care mi l-ai dat și i-am păzit și nimeni dintre ei nu s-a pierdut în afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Și spun unii, vezi, Scriptura a prezis că va fi un fiu al trădării, deci Iuda oricum nu avea cum să scape. Haideți să înțelegem sensul afirmației lui Iisus. În mentalitatea biblică a Vechiului Testament, expresia fiul pierzării desemnează pur și simplu un om pierdut, un om care se pierde. Iar Vechiul Testament în atâtea instanțe vorbește despre fii ai pierzării, despre oameni care s-au pierdut prin propria lor vinovăție și rătăcire. Aici, în această misterioasă formulare, fiul pierzării, Iisus nu face decât să se refere la toate acele cazuri din Vechiul Testament când se vorbește despre oameni care se pierd. Dar afirmația lui Iisus devine mai clară în lumina cuvântului lui Petru din ziua aceea când l-au ales pe Matia ca să completeze numărul celor 12. Ce spune atunci Petru? Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit călăuza celor care l-au prins pe Iisus, căci el era din numărul nostru și fusese părtaș al aceleiași slujiri. La ce se referă aici Petru? Petru în realitate aici se referă la un psalm, la psalmul 41, unde psalmistul rostea următoarea lamentațiune: chiar și prietenul apropiat în care mă încredeam și care mânca pâinea mea a ridicat împotriva mea călcâiul. E cuvântul psalmistului care a fost trădat de un prieten apropiat și de aceea rostește această lamentațiune pentru că se simte rănit de gestul de trădare al prietenului său. Petru asta vrea să spună, că atunci când unul din cercul apropiat al lui Iisus l-a trădat, s-a împlinit acea scriptură. Să ne mai gândim și la cuvântul acela al lui Iisus către Iuda: ceea ce vrei să faci, fă repede. Nu putem interpreta cuvântul acesta, am spus înainte, ca și cum Iisus i-ar spune: du-te și trădează-mă mai repede. Spune înțeleptul Sirac următorul lucru: să nu spui niciodată, din cauza Domnului am rătăcit, fiindcă pe cele pe care le urăște, Dumnezeu nu le va face. Nu spune: El m-a înșelat, pentru că El nu are nevoie de omul păcătos. El nu a poruncit nimănui să fie nelegiuit și nu a dat nimănui permisiunea să păcătuiască. Nu. Iisus nu i-a dat permisiunea sau porunca lui Iuda să păcătuiască. Dumnezeu nu l-a predestinat pe Iuda să trădeze. Nu. Dacă susținem așa ceva, devenim blasfematori. De ce l-a trădat atunci Iuda pe Iisus? Oare l-a trădat pentru că l-a urât? Nu. Nu cred asta. Eu cred că Iuda l-a iubit pe Iisus.
Eu cred că Iuda a ținut la Iisus. Iuda a apreciat multe lucruri la Iisus. Și când și-a dat seama ce rău i-a făcut lui Iisus, Iuda s-a sinucis, cuprins de remușcare, ne spune evanghelistul Matei. Nu ura a fost motivul lui Iuda. De fapt, spune la un moment dat evanghelistul Ioan că unii dintre cei care îl urmau pe Iisus au început să nu mai meargă împreună cu el. Și notează acolo cuvântul lui Iisus: dar sunt unii dintre voi care nu cred. De fapt, Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este acela care îl va trăda. E foarte posibil că la un moment dat Iuda să fi rămas dezamăgit de ideea de Mesia pe care Iisus o propunea și atunci a decis să-și schimbe atitudinea față de Iisus. Nu este exclus ca Iuda să fi încercat să-l pună pe Iisus în această situație dificilă, în mâna dușmanilor, pentru a-l determina să-și arate puterea sa mesianică și poate să stârnească o revoltă. Toate acestea sunt întrebări și sunt, să spunem, ipoteze plauzibile. Și vin la ultima întrebare. De ce l-a trădat Iuda pe Iisus? Vă aduceți aminte de noaptea despre care vorbește evanghelistul Ioan? În momentul în care a venit grupul acela în Ghetsemane să-l aresteze pe Iisus, Iisus le spune: ați ieșit cu săbii și ciomege ca împotriva unui tâlhar. Când eram cu voi zi de zi în templu, n-ați pus mâinile pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Iată cheia trădării lui Iuda. Puterea întunericului. Iuda, notează la un moment dat Luca despre Iuda, Satana a intrat în Iuda, numit Iscarioteanul, și el a mers și s-a înțeles cu arhiereii și comandanții gărzilor să-l dea pe Iisus pe mâna lor. Ce înseamnă Satana a intrat în Iuda? A fost Iuda posedat de diavol? Nu. Dacă Iuda era posedat de diavol, el nu era vinovat în definitiv de această trădare. Sensul afirmației lui Luca este că Iuda a lăsat spațiu în sufletul său acțiunii Satanei. Iuda, prin neatenția sa, Iuda, prin, ideile sale, a intrat în acest proiect al răului, iar răul a lucrat în el și a lucrat prin el. Acesta este sensul misterioasei afirmații a lui Ioan: și era noapte. Ioan nu vorbește aici de noaptea astronomică, ci vorbește de noaptea minții și a simțirii lui Iuda, care, refuzând voința lui Dumnezeu, refuzând planul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, a trecut într-un mod misterios și greu de înțeles pentru noi în tabăra răului și a lucrat pentru acel proiect al răului. Noi știm că condamnarea lui Iisus la moarte, toată suferința sa, toată tortura la care a fost supus, toate acelea nu sunt doar rezultatul lucrării omului, ci vorbim de misteriosul proiect și plan al răului care a voit să distrugă și să compromite lucrarea lui Iisus. Iar Iuda a devenit parte din acest proiect al răului. Cine nu este atent poate deveni parte din proiectul răului. Mă apropii de încheiere și vin cu o ultimă întrebare. Oare Iisus nu știa că Iuda îl va trăda? Știa. Ne spune Evanghelia lui Ioan, de fapt Iisus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este acela care îl va trăda. Atunci de ce l-a primit în cercul celor 12?
Eu cred că Iisus a făcut acest lucru deoarece a sperat până în ultima clipă că Iuda va merge pe calea binelui până la urmă. E ca atunci când despre o persoană bănuiești că va face un lucru foarte rău, dar sper până în ultima clipă că poate se va răzgândi. Și Iisus a voit să ne mai învețe ceva, că trădarea este o realitate. Că fiecare dintre dumneavoastră, poate în trecut ați fost trădați de cineva, sau poate veți fi trădați de cineva odată. Și textul și lecția lui Iuda ne mai amintește că unul fiecare dintre noi poate deveni un trădător. Poate am trădat în trecut în diferite grade și în diferite moduri, sau suntem pe cale să devenim trădători. Dar să nu ne gândim doar la vinovăția lui Iuda pentru suferința și moartea Domnului, ci să ne gândim la noi și la vinovățiile noastre. Cum spune poetul Costache Ioanid, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, și eu și tu. Amin.